A turbat leul. A turbat. A turbat și el și mamă sa. Niște scârbe de oameni infecți. A făcut toată scandalul ăsta. A plecat cu țiganii și vine în casă cu telefonul pornit să mă cheme pe mine la judecată la țigani. Să mă descurc eu cu țiganii unde s-au... Acum am vine să spun prostii. În ce hal e camera asta lui? Ca la porc. Un om de simți murdar, infect. Să mă duc eu la țigani. Să mă duc la țigani, să vorbesc cu țiganii ce a făcut el toate scandalurile. Păi nu se duce să te descurcă, să spargă capul cu ei în stradă. Mă cheamă pe mine afară. Eu filmez pe ușă. Mă închid în cameră, n-am liniște de el de depresia asta care trebuie dus la Palamuc. Închide ușa, la Palamuc trebuie dus. S-a certat cu toată lumea, a făcut o grămadă de scandaluri și acum îmi spune mie să iei la țigani. Păi normal așa ceva? E normal? Păi ce am făcut eu? Am vorbit de cineva, a vorbit toată lumea de mine, am vorbit, au făcut. Nu am răspuns la nimeni, n-am vorbit urât de nimeni. Dar el ce vrea să facă? Să mă omoară pe mine, el cu mamă sa aia, bețăvana care bea, până care sumasă. A beut aseară 2 oale de vin, a beut. Și el bea. Bea până nu mai știe de capul lor să nu mai știe niciodată în viața lui. Un nenorocit. Un nenorocit, un jegos, om infect. Leo, care zice că e Leo de la Strehaia. A ajuns-o vai de capul lui, a ajuns-o de străbălat. Cine îl mai ia pe ăsta așteaptă că lea? Cine să ia pe de străbălatul ăsta handicapat? Doamne, Doamne, m-a făcut în stare să sun la poliție, nu mai suport. Păi n-am liniște, am făcut bucătărie, am pus cara să pun un bei, n-am liniște de el. Păi n-am liniște, nici aici, a zis voi că n-am liniște niciodată. De ăsta și de mamă să eu nu să am liniște în viața mea, n-am. Să ies eu la țigan, păi ce să le spun eu la țigani? Am înjurat eu pe vreun țigan, m-am luat de cineva. N-am nimic și gata cu nimeni, am terminat-o cu nimeni, nu le-am răspuns la vorbe care au vorbit de mine, n-am răspuns la nimeni, absolut la nimeni. Eu nu am răspuns. Le-am lăsat să vorbească până să satură tot. Am zis, lasă-i așa. Să le ajută Dumnezeu care a vorbit de mine și a făcut în toate felurile. Și eu chiar n-aveam nicio legătură, eu n-am vorbit de ei, dar așa le place să vorbească. Acum să se descurcă, să iasă afară la lume. Să iasă afară la lume. El cu mamă să aia unde își bagă pe gât. Mănâncă, din 10-10 minute mănâncă. Eu n-am văzut ce mâncare au venit și n-ați de la pușcărie, așa, în halul ăsta. Din 10-10 minute mănâncă, mănâncă, mănâncă. Și bea. Cum intră băutura aia dacă sunt bolnavi și au diabet și au de toate? Cum intră băutura în ei? Cum intră? Mănâncă până să sparge burta pe ei. Așa, oameni, să stai cu ei să mai înțelege. Nimic, s-a lins praful de bucătărie, de curte, nu poți să mai faci nimic, nici o curățenie, nimic. Nimic. Și aici în casă, dacă fac tot la fel. Bagă lemne pe aici, pe ușă, fără lădiță, fără nimic. Asta ține casa ăsta. Ăsta nu ține casa, ăsta o ține casa, o să stea la Balamuc. Ăsta până la urmă. Doamne ferește cum mă scoate din el să mor mai de tot. Mi-a distrus sufletul. M-a distrus el cu mama lui. Mai trebuie Olga. Lipsește Olga să vină acum. Să-l ia pe Alin afară. Păi cine s-a frecat cu țiganii? Cine? Cine a umblat după țigani? N-a umblat el. Eu, auzi că eu vorbesc cu Mădălina. Păi ce am vorbit cu Mădălina? Că m-a sunat Mădălina și îmi spune de problemele lor. Ce vorbesc ea. Și am spus, nu mai spune mie, că n-am nicio legătură, nu vorbesc cu ei, vezi de treaba ta. Lasă-mă în pace, că n-ai ce să-mi spui mie, s-a terminat totul, ce să discuți tu cu mine, Mădălina, i-am spus. Lasă-mă în pace, că mor. N-am ce să-ți fac eu, cu ce să te ajut eu, atât. Dar ce îmbrăligător e, îmbrăligător, până Dumnezeu nu doarme. Dumnezeu nu doarme, dă cu el de pământ odată. O să dea Dumnezeu cu el să nu-l mai văd în viața vieților mele. Eu n-am ce să-l văd pe țiganul ăsta. Un țigan e norocit, mai sunt țigan, dar ăsta și-a bătut joc de casă, de tot averea. Tot a mâncat, tot a terminat. Mai are casa asta mare, pereți este înalt. Mai are să distrugă casa asta, ferească Dumnezeu, să o pună la vânzare. Și să rămână un, vai de capul lui, un boschetar să doarmă în gară. Un boschetar să doarmă în gară. Asta vrea. Am pus cara acolo, era și Alin. Am pus acolo pe masă ceva să mănânc Alin, dacă vrea copii. Am ajuns? Absolut nimic. Să ies la țigan eu, să mă descurc cu ei. Păi tu nu mai ai gură la țigan, până acum te-ai frecat cu ei, acum nu te duci să te descurci. Să spui ce vrei de la lume, de la țigani, odată. Spune adevărul, ce vrei de la țigan și gata, lasă lumea în pace. Faci tubing, scandalul. El asta face pentru că a văzut care vizualizări pe tema asta. Dacă nu face vizualizări, n-are scandal, nu bârfește pe cineva, nu face niciun ban. Asta e treaba. Să facă bani din asta, păi dacă faci bani din asta și faci scandaluri și blestemii și toată lumea cu gura, poți să alege praful. Nu mai faci nimic, nu-ți ajută Dumnezeu cu niciun ban, să duc așa degeaba. Să duc așa degeaba.
să duc. Nu se alege cu nimic, pentru că face așa, la mișto și bârfești și râzi și crede. Îl doare în cur. Ce îl doare în cur? Îl doare în cur pe el. Nici acolo. E așa de păsător un om nebun. Doamne, Doamne, Iisuse Hristoare, unde să mă duc? Nu pot să plec din cauza lui copilul ursul. Asta mă mănâncă cel mai tare. Asta mă termină pe mine. Copiii ăia doi. În rest, nu m-a lipsit de casa asta de tot. Nu mai trebuie nimic, nicio avere, nimic. Nu mai trebuie. Doar copiii ăia mă frământ amândoi. Îmi pare rău de Alex și de Leonardo. Atât. Ca să nu-i las eu. Dar până la urmă nu știu ce o să fac. E prea de tot. Omul ăsta nu-i normal la cap. Nu-i normal, domnule. Ce dracu mai spune lumea? Leo, Leo. Cine-i mă Leo ăsta? A fost odată Leo, dar acum s-a dus dracu. Tot s-a ales praful de el. Nu mai e Leo. A venit de la pușcărie, a venit nebun. E tot. Păi ce vrea să-mi distrugă copiii? Vrea să-mi distrugă pe Alin să-mi facă crime. Crime vrea. Crime vrea. Cine crede el că este el? Cine-i Leo? Mă cheamă pe mine el afară, vine peste mine să mă duc la țigări afară. Da, eu unde n-am auzit cât a fost la pușcărie, cât a fost patroana. M-am certat cu cineva, a venit cineva la poarta mea, n-a venit nimeni, absolut nimeni. De când a venit el acasă și cu patroana a făcut numai probleme și numai scandaluri. Că nu s-au potoliți. Ei trebuie să vorbească. Și ea vorbesc și ea las că le vede pe ei nebun, nu-i lasă în pace. Și tot așa, că nu tace nimeni aici. Și eu ce să le fac? Eu să mă țin eu la toți. Eu nu pot să mă țin și nu mă dă vina și la aia. Am zis, ia-te cu Leo că nu mai scap. Da. Și mă sună pe mine. Păi ce pot să-i fac eu? Vrei să mănânci? Ia un iaurt. Ce pot să-i fac eu să ajut eu? Că n-am cu ce să ajut. Ce să-i fac eu? N-am nicio putere să-i fac eu nimic. Și tot eu sunt băgat în gura lumii. Tot eu. Din cauza lor. Stai jos. Nu stai jos. Hai stai acolo. Stai tu pe ăla. Lasă că așa le trebuie. Nu mai merge nici apa. S-a oprit de tot. Bârge motorul ăla într-una. Și nu mai merge. Gata. Alicia ce mănâncă un iaurt. Dar de ce nu vrei să mănânci pui? Nu vrei? Dă să te ajute să pun mâna aici în bunga. Doamne, ferește, se ține și sică după el. Bucătărul, intră în cameră la Lima, cu băiat cu cheia și filmează. Pune telefonul și pe în geam, așa, la ușă. Eu n-am văzut așa ceva. Eu n-am văzut om ca ăsta de minte așa, n-am văzut așa ceva. Nu mă gândeam că ajung așa ceva cu ei niciodată. Am stat, am suportat, era ce era. Dar acum am luat o rata de tot. Nu mai e scandalul, nu mai e alea ce, să nu mai ies afară la poartă, să nu mai ies deloc de frică, când eu moară lumea în casă. Cu ce e ăsta? Vitează, îi face el așa. Le place bă ligătura și el și lui patroană. Ia și de acolo din ăla. Nu știu unde să mai mă duc. S-au găsat liniștea să scap odată. Chiar nu mai știu. Nu mai zis că nu filme, dar am filmat ceva cu penie. De ce să nu filmez să vorbesc? Ei cum filmează? Poate că el vine cu telefonul după mine, mă enervează, mă face la stare așa să vorbesc cu el. Și eu să nu filmez. Și el prinde momentul când mă prinde pe mine în ea. Pentru că nu-l suport. Când îl văd cu telefonul, gata, vine direct. Nu scap de el. Nu scap de el. Am mai făcut a doua cafea. Am mai băut de dimineață. Și acum mai a doua. Să beau cafele multe. Ia-le. Leonardo, prietenii la mama lui, acolo l-am dus aseară, iar l-am luat un pic să dusă, iar. Ce să vadă aici? La tâmpiț, care vorbește și nu mă fac așa. Ce să vadă și copilul aici? N-am liniște, am zis să fac, uite, fac bucătărie, dar n-am liniște de ei, nu scap de ei deloc. Deloc, deloc, nu scap. Nu scap, n-ai cum să scap de omul ăsta, n-ai cum. N-ai cum. N-am mai făcut nimic, să cunoaște că n-am mai făcut nimic. Zace acolo în bucătărie, în mizerie. Face și Georgiana, face și Mihaela, dar nu se face spor, nu mai e spor. Dacă ei aruncă pe George ce fac, nu se ține nimic la ăștia, la ăștia nu se ține nimeni să facă față ceea ce fac ei. Pentru că nu sunt educați, aruncă pe jos, nu mănâncă frumos, nu. Ce să le facă? Au venit aici și Georgiana ca să ce?
A văzut o grămadă de probleme, de zbierături, de scandaluri. N-ai ce să vezi aici. Aici e balamut total, că la nimeni în casă nu e așa ceva. La nimeni nu este. Nu este la noi. Nu știu cum să mai rezist, nu știu cum să mai fac curajul, că nu mai pot. Am ajuns să nu stau să... afară să fac o mâncare pentru Alinca venit acasă, să mă bucur de nimic, absolut nimic. M-au terminat și nu mai pot ochii în cap să vede că sunt terminată. O să revin mai târziu să vedem ce se mai întâmplă. Pa, pa!